Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. La mulți ani tuturor acelora care poartă numele Sfintei Marii, la nivelul județului Vrancea, circa 30.000 de persoane își sărbătoresc onomastica. Sfânta Maria Mică este prima sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. În fiecare an, la data de 8 septembrie, creștinii sărbătoresc nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. În această zi, credincioșii merg de dimineață la biserică pentru a asculta slujba și pentru a se închina la icoana Maicii Domnului. Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creștini, Ioachim și Ana. Aceștia, deși înaintați în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un prunc. Tradiția spune că îngerul Gavriil i-a vestit că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va da cel mai de preț dar, un prunc ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria. Ziua de 8 septembrie are o semnătate cu totul și cu totul deosebită. Deoarece astăzi împrăznuim un sfânt și împrăznuim pe cea mai mare dintre sfinți. Astăzi nu venim în Dumnezeu sau în popor de îngeri și pe ceea ce este mai slăbită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii. Așadar, așa cum ați auzit din cântările bisericii, astăzi prăznuim cu cântări de laudă după a noastră putere nașterea născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Despre Maica Domnului cunoaște din tradiția bisericii trecătoare ca că s-a născut din roda rugăciunii din Dumnezeu și părinții Ioachim și Ana. Și atât de mare dragoste sau atât de mare considerație avem noi față de Maica Domnului, încât nu există slujbă în biserica noastră ortodoxă în care Maica Domnului să nu fie pomenită. De ce oare? Pentru că, așa cum le spun cântările bisericii, mult poate rugăciunea Maicii spre împlinirea asta. Maica lui Dumnezeu este scara noastră către cer. Pe 8 septembrie, bărbații nu meșteresc și nu fac treabă în gospodărie, iar femeile nu cos și nu spală rufe. Se spune că rugăciunile adresate Maicii Domnului în această sfântă zi de sărbătoare de către cele care își doresc un copil sunt mai ascultate ca oricând. Circa 30.000 de vrânceni își sărbătoresc astăzi onomastica. Cei mai mulți dintre sărbătoriți sunt femei, iar numele cel mai des întâlnit este Maria. La bărbați cele mai întâlnite nume sunt Marian și Marin. Colectivul Televiziunii Atlas urează tuturor acelora care poartă numele Sfintei Marii un sincer și călduros la mulți ani. Muzeul satului Vrâncean a fost astăzi în sărbătoare. Ansambluri din mai multe comune ale județului au participat la zilele satului Vrâncean, un eveniment care și-a propus să readucă în actualitate tradițiile, frumosul și autenticul localităților din județ. Ansambluri folclorice, formații de dansuri, creatori populari și artiști din cele 24 de localități care au cămine tradiționale la secția de etnografie au fost prezente la casele lor din Crângul Petrești pentru a aduce un omagiu satului Vrâncean. A fost vorba despre întâlnire cu frumusețea satelor, a tradițiilor și a autenticului vrâncenesc. Acum 100 de ani și 2 și 3, în munții Vrancei, vrâncenii nu trăiau pe scene cu artiști de cabaret, cu scenografii, cu paiete. Se adunau la târgurile din Dichiri și Vidra și dansau pe iarbă, pe pământ, cu picioarele goale sau cu opinci, se auzeau unii pe alții și n-aveau nevoie de microfoane, ca maneliștii,
nici de sunete cu decibeli. Ne-am adunat în acest imaginar sat al țării Vrancei. Uitați-vă de jur împrejur la casele populare, la căpițele de vân, la morile tradiționale. Pe tot parcursul zilei au răsunat cântecele și dansurile la Muzeul Satului. Fiecare a adus ce a avut mai frumos în comună: melodii, costume și bucate alese. Activitatea a primit aprecieri din partea conducerii Consiliului Județean Vrancea. Dragi copii, bănuiesc că sunt și părinți, vă felicit pentru evenimentul de astăzi. Domnule director al Muzeului Vrancea, felicitări pentru organizare. Sper că astfel de evenimente să fie cât mai dese, pentru că Vrancea are tradiție, are pentru ce și da, noi, calitate de autorități județene, trebuie să dezvoltăm acest județ. Iar dezvoltarea vine și prin deschiderea față de tradiție, de familie, de valorile pe care ai noștri dinainte ni le-au lăsat și pe care noi trebuie, cu respect, recunoștință, să le ducem mai departe. Astăzi, Muzeul Satului a fost mai viu ca niciodată. Sperăm că astfel de activități vor continua. Locul de joacă de la Creșa numărul 7 din Focșani a fost inaugurat astăzi în prezența primarului Cristi Misăilă. Edilul a vorbit și despre investițiile și lucrările care se efectuează în această perioadă și la alte unități de învățământ din municipiu. Un nou loc de joacă a fost inaugurat astăzi în Focșani. Este vorba despre un spațiu în care să se recreeze micuții de la Creșa numărul 7 din municipiu. La inaugurare a fost prezent și primarul Cristi Misăilă. Am vrut să ne bucurăm cu toții de o zi splendidă de toamnă, alături de doamna director Oana Isac, directorul creșelor din municipiul Focșani și de constructorul care ne este alături de foarte mulți ani, să spunem, de acum în Focșani, cu ajutorul căruia am reușit să finalizăm foarte multe locuri de joacă, 12 locuri de joacă în curtea grădinițelor, 4 locuri de joacă în municipiul Focșani finalizate și iată că deja se lucrează la proiectul tehnic pentru încă 14 locuri de joacă amenajate în municipiul Focșani. Vreau să vă spun că primăria, așa cum bine știți, a acordat o atenție deosebită infrastructurii școlare în general. Am dat o importanță deosebită alocării tuturor sumelor necesare pentru pregătirea începutului de an școlar. De aceea am vrut astăzi să ne vedem pentru a putea să facem așa o retrospectivă a tot ceea ce înseamnă noul an școlar 2021-2022, un an școlar care sperăm noi de această dată să fie fără restricții, copiii să poată veni fizic la școală și să reușim să le oferim condițiile cele mai bune pentru a învăța fiind prezenți în colectivul fiecărei școli, acolo unde ei sunt înscriși, pentru a putea să aibă cât mai bune rezultate. Noi avem două creșe, creșa aceasta și creșa din sud. Avem 60 de locuri aici, 60 de locuri în sud. Cereri pe ambele creșe în jur de 200. La noi copiii vin și pe parcursul anului. Nu toți copiii încep din septembrie. Noi am început din august, de exemplu. Am calculat 60 de locuri din momentul în care efectiv începem. Sunt copii care pleacă la grădiniță, urmează să intre ceilalți de pe listele de așteptare și, în general, reușim să
eu știu, cu cei care pleacă, cu cei care urmează să vină. Părinții au răbdare, înțeleg situația. Oricum, sunt locuri și pentru, să spun așa, și pentru extindere, că noi o să avem 3 săli de clasă și sperăm ca la anul să reușim să dăm drumul. Lucrări se fac și în alte unități de învățământ din oraș. Se lucrează la creșa numărul 1, la un alt loc de joacă. Așa cum vă spuneam, începem și în curând, cred că vom demara, nu, domnul director? În aproximativ o săptămână vom demara și lucrări la alte 14 locuri de joacă. Cred că anul acesta vom reuși să facem 3, maxim 4. Da? Să sperăm dacă ne lasă și condițiile atmosferice și în continuare, în anul 2022, să finalizăm aceste 14 locuri de joacă. După cum bine știți, noi suntem într-o continuă atragere de fonduri europene. Am reabilitat deja, am finalizat reabilitarea a vecinilor de la creșa numărul 7, să spunem așa, a școlii Duiul Zanfirescu, școala Ion Bazgan, cantina și liceu și internatul colegiului Gheorghe Asachi, se lucrează la cantina colegiului Vede Cotea, se lucrează de asemenea la școala Angel Salini, la reabilitare acolo, iarăși e o problemă cu începerea noului an școlar în sensul că mulți din elevi vor fi nevoiți să facă cursurile la vecini, la liceul Gheorghe Asachi, dar mulțumesc pe această cale conducerii atâta școlii Angel Salini, cât și liceului Gheorghe Asachi, că au înțeles și au unit forțele pentru a putea să le oferim elevilor de la școala 5, cum o știm cu toții, să le oferim condiții pentru a putea să înceapă noul an școlar. Înainte de începerea noului an școlar, edilul a făcut un apel către directorii unităților de învățământ să se concentreze și asupra administrării. Vreau încă o dată să fac apel, așa cum am făcut și la ședința de la Inspectoratul Școlar Județean de acum 2 săptămâni, să dea o importanță deosebită utilizării fondurilor alocate. Dumnealor solicită foarte multe fonduri și am aici o situație. Din păcate, nu stăm foarte bine. Dintr-un 1.094.000 alocați pe 10 mai, ce drept cu întârziere, iată că abia angajamente legale sunt în valoare de doar 92.000 de lei, iar plăți efectiv plătite, efectuate, de 84.130.000. Deci ceea ce denotă că sumele alocate prin bugetul municipiului Focșani către toate unitățile de învățământ nu au fost cheltuite. Și încă o dată fac apel pe această cale să se concentreze și asupra administrării, pentru că înainte de toate, procesul educațional depinde extraordinar de mult de infrastructură și de condițiile oferite elevilor. Și toate aceste sume au fost alocate tocmai pentru a le oferi cele mai bune condiții. Direcția de Sănătate Publică Vrancea derulează în luna septembrie campania Să cunoaștem, să prevenim, să protejăm pentru siguranța îngrijirii sănătății mamei și nou-născutului. Campania se desfășoară cu ajutorul medicilor de familie și al ginecologilor. Siguranța pacientului este definită ca fiind prevenirea erorilor de practică medicală și a efectelor adverse asociate îngrijirii lor de sănătate. Extrapolând, siguranța mamei și a bebelușului depinde de capacitatea de a preveni și diminua orice risc asociat asistenței medicale pentru o sarcină și o naștere sănătoasă. Sănătatea mamei și a nou-născutului sunt importante și nu trebuie să fie condiționate de factorii socio-economici sau de condițiile de viață. Îmbunătățirea calității asistenței medicale poate reduce considerabil numărul deceselor la sugari. România prezenta în intervalul 2011-2020 o rată a natalității apropiată de media Uniunii Europene, înregistrând în intervalul 2015-2019 valori constant mai ridicate, peste 10 la mie față de media blocului comunitar, care a cunoscut scădere constantă a indicatorului de la 10,1 la mie în 2016 la 9,5 la mie în 2019. În 2020, România înregistra o rată a natalității de 9,2 la mie. În intervalul 2010-2019, tendința mortalității infantile în Uniunea Europeană a prezentat valori relativ constante: 4 la mie în 2010, 3,7 la mie în 2014, 3,6 la mie în 2017. În timp ce în România indicatorul a cunoscut scădere graduală semnificativă, țara noastră înregistrând în 2018 cea mai substanțială reducere cu valori de 6 la mie comparativ cu media Uniunii Europene de 3,5 la mie. Rata mortalității materne în 2019 a fost de 0,11
15 la mie născuți vii, mai mică decât valorile înregistrate în 2010, 0,24 la mie născuți vii, și 2011, 0,25 la mie născuți vii, consemnate ca fiind cele mai ridicate în intervalul 2010-2019. Campania din acest an capătă o importanță substanțială, ținând cont de povara semnificativă a riscurilor pentru care femeile și nou-născuții ar putea fi expuși îngrijirii nesigure, agravată de întreruperea serviciilor esențiale de sănătate cauzate de pandemia COVID-19, aceasta fiind desfășurată sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății. Desfășurată sub sloganul Să cunoaștem, să prevenim, să protejăm pentru siguranța îngrijirii sănătății mamei și nou-născutului, campania derulată în România 2021 are ca scop informarea femeilor despre siguranța îngrijirii mamei și nou-născutului și promovarea de intervenții preventive destinate reducerii riscurilor evitabile asociate sarcinii și îngrijirii noului născut. Campania are ca obiective creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele siguranței materne și a nou-născuților, în special în timpul nașterii, creșterea nivelului de informare și conștientizare a femeilor, dar și a populației generale cu privire la problemele siguranței îngrijirii mamei și nou-născutului, creșterea nivelului de informare a femeilor despre intervenții preventive destinate reducerii riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și îngrijirii noului născut, informarea femeilor din grupurile de populație vulnerabilă despre intervenții preventive destinate reducerii riscurilor pentru sănătate evitabile asociate sarcinii și îngrijirii noului născut. În județul nostru, cu ocazia desfășurării acestei campanii, se organizează următoarele acțiuni, respectiv întâlniri de lucru cu medicii de familie și ginecologi, distribuirea în unitățile medicale pentru populația generală și postarea în mediul online a informațiilor pe tema Să cunoaștem, să prevenim, să protejăm pentru siguranța îngrijirii sănătății mamei și a nou-născutului. Iubitorii sportului cu motor sunt așteptați în weekend la Udobești, unde se va desfășura etapa regională de Endurocross ATV Quad Auto. Evenimentul a devenit deja o tradiție pentru orașul din Trevi. La sfârșitul acestei săptămâni, orașul Udobești va fi gazda etapei regionale de Enduro Cross ATV Quad Auto. Competiția este organizată de Primăria Udobești în colaborare cu Federația Română de Motociclism. Acest eveniment a devenit o tradiție după ce sâmbătă și duminică se va desfășura a patra ediție, la care vor participa peste 80 de sportivi din toate colțurile țării. În prima zi se vor încinge anvelopele la maxim în centrul Udobeștiului, unde va avea loc o demonstrație de drifturi, iar duminică se vor întrece motocicletele și ATV-urile pe un traseu accidentat amenajat la marginea orașului din Trevi. Așadar, iubitorii sportului cu motor sunt așteptați în număr cât mai mare la Udobești pentru a urmări un spectacol moto de excepție. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 10 și 21 de grade, iar cele maxime între 21 și 23 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor ATV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!